Vaslui este în topul județelor sărace și capitala statisticilor negative. Aici trăiesc cei mai mulți români care nu au ce pune pe masă și nici cu ce să-și trimită copiii la școală. La 22 de ani, Florin muncește cu ziua. Viața lui se limitează la câștigul nesigur al muncii cu ziua. Nu are nici măcar 8 clase terminate. Știe să cânte la trompetă, dar acum nu o mai are. Am vândut-o. Dar de ce? Am dat-o că nu trebuie bani să plec în Italia. A renunțat de la școală. Ca să pot să câștig și un bănuț, să pot să întrețesc și pe frații mei mititei. Povestea lui e și a celorlalți. Geta are 7 copii, 2 mai merg la școală. Nu lucrează și se descurcă doar cu ce primește de la stat. Mă descurc! Din ce trăiți? Păi, cum putem? Ajutor social, nu știu. Da. 400 de lei ajutor social primește și Liliana în fiecare lună. Are doar 2 clase terminate și nu s-a angajat niciodată. Din dorința de a oferi un minim ajutor celor care nu au venituri, statul român a introdus de-a lungul anilor diferite ajutoare, în bani sau în produse. Ajutoare care au ajuns de multe ori, în 2016, să încurajeze nemunca și frauda. În acest moment planează suspiciuni asupra importanței, rolului, eficienței acestor sisteme de beneficii și servicii. Cu suspiciuni de fraudă care anul trecut s-au ridicat la peste 33 de milioane de lei și 7 milioane de asistat social, nu e de mirare că România se menține în topul sărăciei. Suntem pe locul 2 în Europa. Peste 37% din populația țării este expusă la acest flagel, adică veniturile puține nu sunt constante, oamenii nu au condiții de locuire sau acces la serviciile de sănătate și educație. Cel mai bine din Europa stă Cehia, cu un grad de sărăcie sub 15%. Ce au făcut cehii ca să scape de sărăcie? Au introdus acum 15 ani o lege prin care orice proiect de dezvoltare, public sau privat, care nu prevedea măsuri clare de reducere a sărăciei, nu era aprobat. Dar, în mod paradoxal, în timp ce noi îngroșăm rândurile săracilor din Europa, economia țării este în creștere. Dacă ne uităm la produsul intern brut, de 3 ani încoace, avem economie în urcare. Asta în timp ce statisticile arată că sărăcia se accentuează în rândul copiilor. Suntem pe primul loc în Europa. Peste 46% dintre copiii noștri trăiesc la limita sărăciei. Paradoxal, în România este, chiar dacă părinții muncesc, tot nu reușesc să scoată din sărăcie familia și, în primul rând, copiii, pentru că veniturile obținute sunt foarte mici. La începutul anului, guvernul a adoptat pachetul național antisărăcie cu 47 de măsuri, cu o perioadă de aplicare de minimum 4 ani pentru a avea rezultate. Se caută din nou parapete ca vântul să nu mai sufle în buzunarele românilor.